O să vă adresez salutul de bun venit și să vă spunem că ne bucurăm că v-ați conectat la sesiunea noastră. Dacă nu ne putem întâlni așa cum eram obișnuiți, încercăm să continuăm proiectul nostru și programul nostru de suport și informații privind bolile inflamatorii intestinale, puțin de la distanță, de data asta prin intermediul online. Eu sunt gazda de astăzi a sesiunii, după cum deja ne cunoaștem. Îl avem invitat pe domnul profesor dr. Mircea Diculescu, așa cum de altfel din toate anunțurile și din toată promovarea sesiunii, cu siguranță că știți. Dumnealui este șeful clinicii de gastroenterologie și hepatologie din Institutul Clinic Fânteni, un specialist cu multă experiență în bolile inflamatorii intestinale, de la care vom afla astăzi răspuns la întrebările pe care ni le-ați trimis. Am pregătit un draft, o agendă, în baza câteva întrebări primite. O să invităm pe domnul profesor să ne ajute cu răspunsuri. Dacă doriți să interveniți pentru fiecare întrebare în parte, fie ne scrieți întrebarea, fie deschideți microfonul și intrați într-un dialog cu domnul profesor, în funcție de timpul sesiunii, dacă epuizăm ceea ce deja avem în agenda, avem la finalul acestei ore, sesiunea durează o oră, un interval de timp în care ne puteți adresa și alte întrebări în afara celora pe care noi le-am trecut deja în agenda. Așadar, pentru că timpul cel mai valoros este cel în care domnul profesor ne va vorbi, aș vrea să vă mulțumesc, domnule profesor, pentru că sunteți alături de noi, pentru timpul pe care ni-l dedicați, pentru efortul de a vă securiza această oră în agenda și pentru faptul că sunteți mereu alături de pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Vă invit pe dumneavoastră, vă dau cuvântul, după care vom parcurge încet încet și agenda noastră de astăzi. Domnule profesor, mă auziți? Da. Bună ziua tuturor. În primul rând, îmi cer scuze pentru schimbarea de dată, dar din păcate am fost anunțat că am o ședință la care n-am cuvânt să lipsesc exact mâine 30 la aceeași oră și de asta îi mulțumesc Izabelei că s-a reorganizat și putem să ne întâlnim astăzi. Țineam foarte mult să ne întâlnim, adică țineam foarte mult să respectăm tradiția întâlnirilor noastre chiar în mediul acesta virtual, care mie nu îmi convine deloc. Este un mediu care nu mi este prietenos. Eu m-am trezit în epoca literei tipărite, în epoca comunicării live cu oamenii și această manieră nu mi este foarte prietenoasă. Mi-aduc aminte, poate că v-am mai spus chestia asta și dacă vă repet îmi cer scuze. Acum 150 de ani era cineva care spunea, se numea parcă Charles Darwin, care spunea, nu supraviețuiește cel mai puternic, nici cel mai inteligent, cel care se adaptează. Și aș parafraza vorba lui Darwin, da, dacă este un om inteligent, încearcă să se adapteze într anumite limite și o să vreau ca împreună, într-un preambul la întrebările la care o să vreau să vă răspund, să vă spun câteva lucruri despre ce trebuie noi să înțelegem din haosul și de bandada care se întâmplă în lumea noastră, da? Mulțumim. Există. Deci virusul acesta există, nu este o invenție a politicienilor. E un lucru categoric. Chiar dacă în anumite circumstanțe putem să considerăm că anumite date sunt mai importante, mai puțin importante, mai interesante, mai puțin interesante, se moare cu infecția aceasta nenorocită. Nu reușim să o controlăm încă. Reușim cel mai bun lucru pe care să-l facem este să ne ferim. În aceste circumstanțe, ca oameni inteligenți ce suntem și ca oameni inteligenți ce sunteți toți cei care au boală inflamatorie cronică intestinală, am reușit să ne organizăm și cu ajutorul Asociației Aspir și a Izabelei Grosu, am reușit să găsim niște modalități de a vă comunica măcar cele, Doamne iartă-mă, 10 porunci pe care putem să le aplicăm în această perioadă. Este vorba de un maraton, deci relația noastră cu această pandemie trebuie făcută pe termen lung. Dacă noi plecăm ca la sprint, ne vom sufoca. Respectiv, dacă luăm măsuri exagerate de protecție și nejustificate, atunci ne vom sufoca la un moment dat sau vom înnebuni. Dacă ne luăm măsuri insuficiente, atunci ne vom infecta sau îi vom infecta pe cei dragi.
Și atunci trebuie să pornim de la premiza că ne menținem suflu, ne organizăm, dumneavoastră ca și pacienți sunteți conștienți că sunteți persoane mai vulnerabile decât poate alții din populație, noi nu avem date clare care să spună că aveți risc mai mare de a vă infecta și eu pot să vă spun din experiența mea că riscul dumneavoastră de a vă infecta este mai mic dintr-o motivație foarte simplă, pentru că dumneavoastră sunteți oameni inteligenți care v-ați protejat. Toți pacienții mei cu boală inflamatorie s-au informat, s-au interesat care sunt condițiile în care se merge la spital, au evitat să meargă la spital, au început să aibă comunicări prin telefon, prin SMS, prin web, prin rețele de socializare, ca să putem să creștem gradul de comunicare fără să mai intrăm în contact unii cu alții. Și noi, toate centrele care suntem interesate, specializate, preocupate de pacienții cu boală inflamatorie, am căutat să găsim zone mai sigure în care să facem aplicațiile tratamentelor. Elementul cel mai important pe care vreau să rețineți încă de la început este că în această situație de pandemie nu trebuie întrerupte tratamentele. Chiar dacă tratamentele dumneavoastră sunt tratamente aparent foarte simplu de executat, tratamente banale, unii dintre dumneavoastră poate au tratamente cu supozitoare de acid 5 aminosalicilic sau doar pastile de aminosalicilat, știți și dumneavoastră bine despre ce este vorba și nu trebuie întrerupt, pentru că dacă se produce o recădere a bolii, atunci lucrurile pot să ia anverguri speciale. Dacă aveți tratamentul cu agenți biologici sau cu imunomodulatoare, cu azatioprină, nu trebuie să întrerupte nici aceste tratamente, trebuie să vă feriți, trebuie să purtați masca pe figură, trebuie cei care intră în contact cu dumneavoastră să fie precauți ca să nu vă contamineze. Deci nu oprim tratamentele, ne continuăm aplicațiile pe care le facem. Dacă facem aplicații intravenoase, mergem în zonele pe care corpul medical a încercat să le securizeze ca să facem o continuare în tratament spre a nu se agrava boala, da? Deci ăsta este mesajul de preambul de a vă informa. Nu s-a terminat pandemia, nu sunt niște speculații ale unor autorități care fac un complot internațional planetar, s-a înțeles Putin cu Donald Trump și cu Johnson și cu chinezul și cu brazilianul să-și omoare populațiile. Nu, este o situație reală la care noi trebuie ca oameni maturi să luăm măsurile corecte, da? Și acum aștept întrebări, pentru că pofta vine mâncând și pe măsură ce vă voi răspunde la întrebări, poate îmi adresați și alte întrebări. Vă mulțumesc că văd că toată lumea are microfoanele închise. Dacă aveți de adresat o întrebare, vă deschideți microfoanele, dar în rest să le țineți închise ca să fie comunicarea mai facilă și să nu încărcăm prea mult rețeaua. Haideți să vedem întrebările dumneavoastră, da? Da, domn profesor. Să deschidem, eu n-am, așa, da. O deschidem noi. Da, perfect. Eu vă spun acum sincer, m-am cam uitat pe întrebări și mi s-au părut foarte interesante, foarte interesante din multe puncte de vedere și o să luăm pendelete, da? Electroforeza proteinului serice reprezintă o analiză importantă în cazul bolilor inflamatorii intestinale? Răspunsul este, nu este foarte importantă. Electroforeza proteinului serice se face o disecare între grupele de proteine din sânge, dar pe noi ne interesează în primul rând albumina. Pentru că a doua parte a întrebării, când valoarea albuminei e tot timpul scăzută, ori la limită inferioară, iar gamma globulinele crescute, ori la limita superioară, putem face ceva pentru a normaliza aceste valori? Da. Deci pe noi ne interesează din electroforeza proteinilor serice, în primul rând, valoarea albuminei. Pentru că absorpția albuminei poate să fie deficitară în anumite circunstanțe sau pierderile de albumină pe cale digestivă pot să fie de asemenea importante și de asemenea regimul alimentar impuse de activitatea bolii pot să scadă valoarea proteică a regimului alimentar. Și atunci noi trebuie să fim conștienți de acest pericol de scădere a valorii albuminei ca alimentația să aibă un conținut proteic corespunzător, pentru că proteinele, inclusiv proteinele animale, adică ou, brânzeturile sau chiar și carnea, nu reprezintă niște contraindicații în boala inflamatorie cronică intestinală. Sunt tot felul de discuții despre ce facem cu zarzavaturile, fructele, cu legumele, cu conținut celulozic, piperat, condimentat, sarea, dacă luăm tratamente cu cortizon, dar legat de albumină, proteinele putem să ni le luăm din regim alimentar
sau medicul care constată o valoare scăzută a albuminei, o valoare periculoasă și care nu permite eventual acțiunea unor medicamente, ca de exemplu infliximabul, să vă administreze pe care intravenos albumină ca să putem să atingem niște valori mai aproape de normalitate. Deci, la această întrebare, răspunsul este albumina este foarte importantă, ea poate fi dedusă dintr-o dozare propriu-zisă albumine în grame pe decilitru sau dintr-o eritroforeză a proteinelor serice, dar care nu este atât de importantă pe cât ar fi importantă, de exemplu, într-o ciroză hepatică sau într-un mielom multiplu. Da? A doua întrebare, iarăși, este foarte interesantă. Un nivel ridicat al colesterolului total poate avea legătură cu boala inflamatorie intestinală? Răspunsul este, în principiu, nu există o legătură directă între un nivel ridicat al colesterolului. Din potrivă, problemele de asimilație sau problemele de insuficiențe de absorpție pot să ducă la un nivel scăzut al colesterolului și sunt anumite situații în boala inflamatorie cronică intestinală încât se recomandă consum crescut de colesterol, adică consum de unt. Sigur, așa cum ne-am înțeles, omul cu boală inflamatorie cronică intestinală poate să mai aibă și alte probleme. De asta noi ne ferim de COVID. Noi ne ferim de infecția cu COVID, că putem să facem, cum și eu personal pot să fac această infecție, da? Și asta înseamnă că dacă avem un nivel de colesterol total crescut, înseamnă pe de o parte că în principiu problemele de asimilație, adică de absorpție, mai ales într-o boală cron, mai puțin într-o rectocolită ulcero-hemoragică, sunt reduse, deci că noi absorbim colesterolul, dar că având poate o anumită vârstă, acest nivel ridicat al colesterolului și în special prin LDL colesterolul poate să indice un factor de risc cardiovascular. Deci un om la vârsta mea care sau că nu are boală inflamatorie cronică intestinală, ar trebui să-și controleze valoarea colesterolului și dacă este ridicat, în special prin fracția de LDL colesterol, ar fi bine să-și o corecteze, adică să o scadă, da? Deci răspunsul este, ne interesează valoarea colesterolului pentru binele dumneavoastră general și nu neapărat pentru că ar avea o legătură cu boala inflamatorie intestinală. Domnule profesor, dacă îmi permiteți, doamna care ne-a adresat întrebările, am văzut că este deja conectată cu noi. Da. De aceea, doamna Apostol, dacă ceva în legătură cu primele întrebări adresate de dumneavoastră, dacă vreți să completați sau să întrebați, vă invităm să o faceți acum. Dacă nu aveți întrebări, așteptăm. Doamna Apostol, mulțumim, este ok. Mulțumim. Deci putem trece mai departe, domnule profesor, la următoarea întrebare, întrebarea numărul 3. Există teste genetice pentru boala inflamatorie intestinală? Da, există teste genetice pentru boala inflamatorie intestinală, în special pentru boala Crohn, de exemplu, există gena aceea NOD15CARD9, care este o genă care arată o predispoziție către această boală inflamatorie cronică intestinală, da? Adică în special către boala Crohn. Există, din păcate, la ora actuală, o situație mai bizară. S-au făcut atâtea analize genetice legate de ce gene ar putea să fie implicate în boala Crohn, încât am intrat într-o pădure în care ne-am rătăcit. Adică avem atâția pomi de linii genetice potențial favorabile pentru bolile inflamatorie cronice intestinale, încât ne-am pierdut în pădure, da? Deci, deocamdată, nivelul la care a ajuns știința omenească, din punctul meu de vedere, este un nivel insuficient de larg ca să putem să spunem cel care are această grupă de gene, e bine să nu aibă copii, da? În rest, am făcut boala cronică inflamatorie intestinală, am făcut-o și trebuie să o tratăm, indiferent dacă avem genă predispozantă sau nu avem genă predispozantă. Gena predispozantă acționează în principiu numai în momentul în care apare un factor ambiental. Noi putem să controlăm factorii ambientali, da? Și un om inteligent se adaptează și detectează factorii ambientali. Fumatul, dacă e boală Crohn, nu recomand să fumeze cel care are rectocolită ulcero-hemoragică decât dacă e o situație cu totul dramatic, pentru că dacă un om cu rectocolită se apucă să fumeze, va face, Doamne iartă-mă, cancer pulmonar, cancer de pancreas, cancer de stomac, bronhopneopatie cronic-obstructivă, accident vascular cerebral, mă opresc sau continui să spun ce se întâmplă de la fumat. Deci nu ne apucăm de fumat dacă avem rectocolită, decât dacă, Doamne iartă-mă, medicul spune e ceva de făcut aici, dar ne lăsăm categoric de fumat
în boala Crohn, indiferent de profilul nostru genetic. Va exista însă un timp, poate nu în decursul vieții mele, dar sigur în decursul vieții dumneavoastră, la care se va ajunge la această sumă, adică se va atinge masa critică la care nivelul de informații genetice pe care le vom avea vor putea să ne dea un răspuns. Dar acum este o întreagă ceață și vă recomand să nu intrați în această zonă cețoasă, intrând pe internet și găsind tot felul de gene, ca să începem să ne gândim la lucruri pe care nu le vom putea controla. Okay? Da, știți, domnul profesor, toți părinții care au boală inflamatorie intestinală și au copii, sigur că toți se gândesc ce aș putea să fac, ce teste, cum să-mi evaluez eu la copil eventualul risc de a dezvolta boală inflamatorie intestinală. De aceea este așa întrebarea asta atât de prezentă. Da, înțeleg foarte bine această situație și de asta am și vrut să răspund la această întrebare, nu să-l las așa să o bagatelizez. Și atunci o să vă aduc la cunoștință o discuție care am avut-o cu o pacientă cu altă patologie astăzi dimineață. Eu iubesc foarte mult copii și iubesc oamenii care iubesc copii și iubesc oamenii care își doresc copii și vreau să fac tot ceea ce mintea și știința mea îmi permite ca să încurajez cei care își doresc copii să aibă copii. Boala cronică inflamatorie intestinală nu contraindică sarcina. Sigur că sunt boli genetice grave care ar putea să dea o consiliere în această direcție. Datele pe care le avem noi, epidemiologice din țară, și eu și doamna profesor Gheorghe, nu ne arată o relație genetică foarte, foarte clară în populația românească de boală inflamatorie cronică intestinală, ca să spune, domne, recomandăm să nu aibă copii, da? Recomandăm ca în momentul în care femeia ar vrea să rămână gravidă să fie cu boala stabilă, recomandăm să nu scoată tratamentul în timpul sarcinii, pentru că reactivarea bolii în timpul sarcinii este mult mai gravă decât dacă ea își urmează tratamentul în timpul sarcinii și să se sfătuiască cu medicul specialist gastroenterolog în legătură cu acest lucru și, Doamne iartă-mă, mai puțin cu ginecologul, pentru că sunt mulți ginecologi care, nefiind foarte familiarizați cu această patologie, spun nu, dumneata ai boală inflamatorie, nu mai rămâi gravidă, da? Noi am dezvoltat un grup de tineri ginecologi în București, la Spitalul Polizu, care au fost școliți în Marea Britanie, care este foarte, foarte invadată de boală inflamatorie cronică intestinală de zeci de ori mai mult decât România și care școliți acolo au o mare, mare deschidere pentru a accepta o sarcină la o pacientă cu boală inflamatorie cronică intestinală și toate centrele pe care le-am dezvoltat împreună cu Aspiru au dezvoltat relații cu ginecologi deschiși la a recomanda sau a supraveghea o sarcină dorită. Da? Mulțumim! Revenim la întrebări. Ce molecule terapie inovatoare sunt disponibile pentru pacienții cu boli inflamatorie cronice intestinale? Răspunsul este nenumărate. Sunt foarte multe, sunt multe linii în care noi încercăm să dezvoltăm molecule și trebuie să ne înțelegem că și în România au intrat deja pe piață anumite terapii noi pe care noi nu le aveam până la ora actuală. Motiv pentru care ideea de a găsi o fereastră de oportunitate, adică un moment optim în care să atacăm boala inflamatorie cronică intestinală la mecanismul lui imun biologic, este o situație mult mai favorabilă în perioada aceasta nenorocită cu pandemia de COVID decât a fost acum 6 luni. Pentru că acum avem și vedolizumabul la dispoziție, avem și ustekinumabul la dispoziție, avem și terapii pe care le facem în trialul clinice, vom avea probabil și tofacitinibul. Deci avem din ce în ce mai multe molecule la care putem să adaptăm la fiecare caz în parte cea mai bună terapie inovatoare și le avem disponibile chiar în țara românească. Nu sunt întotdeauna încă rodate drumurile cum sunt la terapiile anti-TNF sau la tratamentul cu azatioprină sau cu 5-aminosalicilic, dar treptat, noi lucrăm la educarea populației medicale cu folosirea acestor noi molecule și sunt disponibile. Deci să vă adresați pentru că avem la dispoziție chiar faptic acum la molecule inovatoare și rezultatele pe care le-am obținut sunt realmente foarte bune. Următoarea întrebare. Pacient cu diagnostic de rectocolită ulcerativă, mi s-a recomandat de către medicul gastroenterolog să evit carbohidrații complexi și cerealele. Pe de altă parte, am înțeles că există studii care sugerează că acești carbohidrați sunt benefici pentru că sunt fermentați pentru a produce butirat. Întrebarea. Sunt carbohidrații complexi de evitat sau nu?
Iarăși este o întrebare foarte interesantă, dar care arată foarte multe fațete ale bolii. Respectiv, noi avem nevoie de un aport caloric suficient, da? Și în principiu, aportul caloric cel mai sănătos este prin hidrocarbonate, da? Adică prin glucide, da? Glucide polimerizate, ca de exemplu în cerealele grâu, porumb, orez. Sigur că dacă pacientul are și o enteropatie glutenică, atunci va evita cerealele acestea pe bază de grâu, orz, ovăz, secară și va folosi numai porumb sau orez, da? Deci, în clipa de față, un aport caloric suficient este neapărat necesar ca să-și mențină o greutate corporală pacientul cu boală inflamatorie corespunzătoare, așa cum și un aport proteic este necesar. Întrebarea însă viza altceva. Întrebarea viza, în primul rând, ce înseamnă resturile de celuloză, da? Adică sunt anumite produse care se găsesc în comerț pe bază de celuloză, adică fibre vegetale neabsorptive, care pot să fermenteze în intestin creând butirat. Butiratul este o moleculă care este hrană pentru flora bifidogenă din intestinul gros. O să fac o mică paranteză, că m-aș bucura să înțelegeți mecanismele. Un brutar, adică un om care produce pâine, nu-și va cumpăra niciodată pâine, ci el va consuma pâine din producția proprie, da? Cu alte cuvinte, intestinul nu va apela la circulația sanguină, cum va apela creierul, inima, mușchii, oasele, ci va apela la ceea ce este în interiorul lui. Intestinul subțire va trebui să aibă nutrienți, da, pe care să-i absorbe și să-i folosească pentru pielița intestinală, adică pentru epitelul intestinului subțire. Intestinul gros nu prea mai are nutrienți, că toți au fost absorbiți din intestinul subțire. Deci trebuie să-și fabrice nutrienții din reziidiile pe care le are. Și își fabrică acei nutrienți din flora aceasta, care zicem noi bifidogenă, da? În aceste circumstanțe, un aport de produse pe bază de celulozice și fibre preabundent la o boală diareică, e clar că o să-i accentueze diaria, da? În momentul în care are stări de crampe, dureri, balonări, sigur că dacă administrează multe fibre vegetale neabsorbabile, va avea în continuare crampe și se va întreba oare s-a activat boala inflamatoare, adică rectocolita, sau pur și simplu sunt balonat sau am crampe de la prea multă celuloză, da? În aceste circumstanțe există anumite produse pe bază de inulină care sunt producătoare de butirat. Sunt niște prebiotice care pot să ajute într-o alimentație corectă, sănătoasă și a unui pacient cu boală inflamatorie cronică intestinală. Deci de asta trebuie să ne specifică medicul gastroenterolog ce este bine și ce nu e bine să folosim. Deci din punctul meu de vedere, cerealele pot să fie folosite, fibrele vegetale și ele ar putea să fie folosite, dar trebuie ponderație, pentru că eu când mănânc cu multe fibre vegetale am 3-4 scaune pe zi și n-am nici rectocolită de boală cronică. Da? Deci, carbohidrații complexi este o noțiune foarte generală. Sunt carbohidrați complexi neabsorbabili, cum este celuloza, pentru că omul nu are celulază, și cum este inulina, care omul nu are enzimă de digestie a inulinei, dar care vor fi digerate de flora de fermentație din colon, motiv pentru care ar putea să aibă niște efecte secundare neplăcute pacientul cu rectocolită ulcero-hemoragică. O altă întrebare. După o naștere... Dacă îmi permiteți, domnule profesor, știu că era cu noi, Codrin. Dacă ai o altă întrebare sau dacă e ok ce a răspuns domnul profesor pentru tine? Codrin, ne auzi? Nu ne aude? Sau... Revine. Eventual revenim, da. Că, sigur că rectocolita în puseu este o situație în care trebuie o restricție foarte severă, dar rectocolita în perioadă de stabilitate, în perioadă de remisiune, ar trebui să aibă o viață practic foarte aproape de normalitate, o regim dietetic foarte aproape de normalitate. Fără condimente, fără piperat, ardeat, usturoiat, da?
fără exces de celuloză, dar trebuie o dietă cât mai echilibrată cu putință ca să aibă toți nutrienții necesari. După o naștere, o pacientă cu boală inflamatorie intestinală are un risc mai mare de recădere, este mai predispusă la declanșarea unor pusei de boală, există recomandări pentru a evita decompensarea sau declanșarea unui puseu. Perioada de graviditate are mai multe puncte de vedere. Unii zic că anumite tipuri de boală inflamatorie ar putea să fie cumva excitate de starea de graviditate printr-o tulburare hormonală, alții zic că nu. Experiența mea nu mă oferă niciun fel de argument că, atenție, starea de graviditate ar putea eventual să declanșeze, motiv pentru care v-am spus de la început, înainte de a vă citi această întrebare, că eu încurajez persoanele care își doresc copii să se consulte cu medicul gastroenterolog, să se consulte și cu medic ginecolog și de comun acord să cadă la înțelegere să rămână gravidă, atenție, cu boala stabilă. După perioada de graviditate, adică în perioada de leuzie, cum îi spunem noi, în perioada de leuzie nu am niciun fel de date că, dat fiind faptul că echilibru hormonal între progesteron și estrogen revine treptat la normalitatea unei femei non-gravide, categoric aici nu există niciun fel de interferență și nu este niciun fel de risc de a se produce o agravare a bolii, dar perioada de pandemie de COVID ne recomandă să menținem tratamentul acesta de menținere a remisiunii din motive că este COVID, nu că este lăuză femeia respectivă, da? Haideți să mai dacă vedem. Sunt întrebări până aici legate de întrebările prezentate de noi? Eu am văzut pe chat că ar fi două afirmații. Bună ziua! Da, deci nu sunt întrebări suplimentare. Nu sunt întrebări, le urmărim și noi, domnul profesor. Le urmărim. Bun. Da. Altă întrebare care nu face parte din subiectul nostru, dar care este iarăși foarte interesantă. Polipoza familiară adematoasă, antecedente în familie, paranteză, bunica, închidem paranteză, cu cancer colorectal, ca urmare a unei polipoze adenomatoase. Întrebare, ce este polipoza adenomatoasă, ce trebuie să fac, ce remarcări sunt pentru a monitoriza un astfel de risc, da? Și atunci începem să disecăm. Da, pentru polipoza adenomatoasă familiară există un risc genetic și există o consiliere genetică, da? Dar noi nu vorbim de bunica, bunica fiind o persoană care probabil nu are polipoza adenomatoasă familiară, ci are mai mulți polipi. Cum mulți oameni la vârsta de bunică ar putea să aibă polip, a făcut din nefericire un cancer colorectal și atunci polipoza adenomatoasă familiară există risc genetic și sunt și de gene care noi le putem urmări la o persoană care are polipoza adenomatoasă familiară, dar este o entitate cu totul specială și cel care are o bunică, care are cancer colorectal, este bine să-și facă un control colonoscopic după vârsta de 50 de ani sau la 10 ani mai devreme decât momentul în care s-au detectat primii polipi la persoana respectivă. Da? Deci nu are legătură cu boala inflamatorie cronică intestinală, dar este o zonă în care genetica a ajuns la masa critică de care vă vorbeam și la care nu a ajuns încă la masa critică din boala inflamatorie cronică intestinală. Da, să știți că noi mai primim întrebări care au legătură cu sfera gastroenterologică, chiar dacă nu sunt focusate pe cronul ulcerativă. Și tocmai pentru a lămuri puțin aspectul ăsta, boala autoimună, neautoimună, boala inflamatorie, Da, deci m-a ajutat această întrebare să înțeleagă ascultătorii noștri că noi suntem lucruri total diferite, polipoza și boala inflamatorie. Sigur că și boala inflamatorie la un moment dat poate să facă polip, dar sunt lucruri diferite, da? Da. Ancolita. Aici este o afirmație, n-aș pune semn de întrebare. Este o complicație a colitelor ulcerative. Am tăiat semnul de întrebare. Adică răspunsul e da. De ce produce? Există riscul extinderii la pancolită în cazul formelor de colită hemoragică pe zona inferioară selectă și medie? Răspunsul, din păcate, este da. Există acest pericol. De asta noi insistăm să menținem în zonă de acalmie, adică în zonă de remisiune, chiar dacă este o formă de colită limitată. Adică o proctită, adică o afectare doar a rectului, care sunt ultimii 10-15 cm din colon, și atunci noi ne luăm cu minți supozitoarele pe care ni le recomandă medicul practician, câtă vreme consideră medicul practician,
Dacă este ocolită stângă, luăm pastilele de aminosalicilat sau microclismele de aminosalicilat, cât consideră medicul gastroenterolog, tocmai ca să nu se extindă la pancolită, care este categoric o boală mai greu de tratat. Da? Sigur că nu neapărat dacă ai pancolit faci, faci și alte complicații, ca de exemplu megacolonotoxic, da? Da, da. Deci pancolita este mai curând o formă de extensie a rectocolite ulcero-hemoragice și eu aș reveni la acest termen românesc care mie îmi este foarte util pentru ca oricine vorbește despre această boală să înțeleagă că este o boală care afectează aproape sigur rectul și începe de la rect, afectează exclusiv colonul și se limitează la colon, cu ulcerații și hemoragii, da? Deci sunt câteva cuvinte, patru la număr, care ne spun care sunt simptomele care putem să le avem și care să ne dea semn că boala s-a reactivat și care este gradul de extensie și unde trebuie să fim atenți, da? Da, domnule. Absorpția intestinală, anemia pernicioasă. Este o întrebare iarăși alături de subiect, dar totuși absorpția intestinală intră în subiectul discuției noastre, pentru că pacientul cu boală inflamatorie cronică intestinală poate să aibă probleme de absorpție intestinală, da? Anemia pernicioasă, așa cum se spunea pe vremuri, sau anemia birmă, cum se spune acum, este o anemie care în general este determinată, adică o lipsă de globule roșii în sânge, de o lipsă de vitamina B12. Absorpția vitaminei B12 este făcută la om într-o combinație cu o substanță microscopică ce se numește factor intrinsec calcic și care se secretă din stomac. Deci anemia birmă sau anemia pernicioasă este în general generată de gastrite, de anumite forme de gastrite, gastrită atrofică sau atrofie gastrică sau operația de rezecție totală a stomacului, să zicem, pentru un cancer, da? Și în aceste circunstanțe poate să apară anemia pernicioasă sau anemia birmă. Dar vitamina B12 pe cale alimentară împreună cu factorii intrinsec casă la cei care au stomac sau nu au această formă de gastrită se absorbe pe ultimii 90 de centimetri de ileon. Cu alte cuvinte, pacienții cu boală inflamatorie intestinală de data aceasta cu boală Crohn, nu corect o găită ulceră hemoragică, ar putea să aibă anemie pernicioasă, adică anemie Birmer, chiar dacă nu au gastrită atrofică, da? Deci asta înseamnă că suntem atenți, dacă noi avem boală Crohn, la toți factorii ce țin de anemia noastră și de caracteristicile anemiei noastre, pentru că noi avem de obicei în boală inflamatorie intestinală anemie prin deficit de fier, pentru că noi avem pierderi de globule roșii mai mari decât capacitatea de absorbție intestinală a fierului, dar sunt anumite situații în care dacă se afectează ultimii centimetri de intestin subțire în boala Crohn și nu în rectocolit, atunci putem să avem și caractere de lipsă de absorbție intestinală și deci de anemie pernicioasă. Mulțumim, domnul profesor! Haideți atunci să mai discutăm ce trebuie să facă un pacient cu boală inflamatorie cronică intestinală în acest context de pandemie, da? Cred că e foarte oportun. Da, ar fi util să mai aflăm câte ceva. COVID-ul este boală de transmisie aerogenă. Asta înseamnă că dacă purtăm mască pe figură, în principiu ar trebui să fim protejați. Mai ales dacă este pacient asimptomatic, persoana asimptomatică, da? Noi în spital, purtând masca practic permanent, nu există riscuri semnificative de contaminare, chiar dacă am avut pacienți COVID pozitiv. Deci vă recomand dumneavoastră, inclusiv pe stradă, să purtați masca. Ceea ce se spunea în primele momente în care noi nu știam foarte multe lucruri despre acest virus și momentul în care noi nu aveam suficiente măști, trebuie să ne înțelegem. Și în momentul în care noi nu aveam transmitere comunitară, să ne înțelegem, noi aveam numai cazuri de import, eu vorbesc de lunile martie, aprilie, atunci asigur că nu se insista pe purtarea măștii, pentru că nu existau suficiente măști ca să se îmbolnăvească 20 de milioane de români să-și cumpere 20 de milioane de măști fiecare, și atunci nu se insista atât de mult, dar într-un mod, să zic așa, cumva legitim. Spălatul pe mâini este util, dar dat cu clor pe suprafețe, în interiorul propriei locuințe sau dat cu clor pe stradă,
s-au dat cu tot felul de dezinfectanți uleioși pe stradă care să derapeze mașinile. Acestea sunt lucruri care s-a dovedit că produc accidente rutiere și nu produc protecția oamenilor de infecția COVID. Dacă se poate, să încercați să evitați să intrați în mijloacele de transport public, da? Sau dacă intrați într-un mijloc de transport public, dați în faptul că nu toți românii, din nefericire, sunt responsabili, să aveți o mască cu maximă protecție, da? Sau două măști una peste alta, da? Și atenție la manipularea măștii de deasupra, da? Că masca de deasupra va absorbi eventuale particule din mediul ambient și atunci când scoate masca de deasupra, nu pune mâna pe mască și o scoate. Până mâna pusă frumos pe urechi, scoatem prima mască, ne spălăm frumos pe mâini și după aceea scoatem masca a doua, da? De asemenea, suntem atenți că nu facem baschet, da? Noi suntem niște oameni civilizați și facem frumos ghemotoc masca cu interiorul în interior, cu exteriorul în interior și o punem frumos la coșul de gunoi fără să o aruncăm, că dacă o aruncăm, atunci zboară particule fluge prin aer, da? Deci sunt niște lucruri de detaliu, dar care sunt foarte importante, da? Eu insist foarte mult la mulți dintre pacienții mei că nu e cazul să țină garda sus permanent. Că un boxer care ține garda sus permanent îi va obosi brațul și exact când lovește adversarul, atunci va fi cu garda jos. Okay? Deci asta înseamnă, suntem în casă, nu purtăm masca în casă, că nu avem de ce să ne ferim. Nu ne curățăm suprafețele din interiorul locuinței ca să inhalăm vapori de clor, și să ne întrebăm, oare de ce tușesc? Oare de ce mă ustură în gât? Păi te ustură în gât că ți-ai dat cu vapor de clor sau de cloramine care nu sunt neapărat necesare. Sigur că la intrare pe preșul pe care îl avem la intrare cu Welcome Home Sweet Home, vom avea un prosop pe care l-am sacrificat și pe care îl umezim cu puțină cloramine ca să ne ștergem puțin pe tăl când intrăm în domiciliu, dar o spălare excesivă cu cloramine în interiorul locuinței nu-i văd rostul, ba chiar văd niște dezavantaje, da? Mai ales că în clipa de față noi trăim și această psihoză a COVID-ului, adică trăim cu presiunea aceasta COVID, 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 se vorbește numai despre COVID, nu mai există nimic altceva decât COVID-ul pe planeta aceasta, nu mai există alte boli decât COVID-ul și atunci ne gândim tot timpul că ne pândește COVID-ul la colț de stradă, da? Deci suntem prudenți, evităm aglomerațiile, în aglomerație suntem cu masca așa. Dacă mergem pe stradă, putem să mergem fără mască pe figură, ne apropiem de un grup de oameni, nu-i nimic, ridicăm masca pe figură și după aceea o lăsăm ca să și respirăm, că nici nu poți să respiri. Ați văzut fotografii cu medici sau personal medical care a stat COVID, COVID, COVID luni de zile? Păi au rând pe față, au descoamată piele, au bube pe buze, e infernal să stai tot timpul așa. Deci trebuie cumva să și avem un limită de suportabilitate acestei protecții. Isabela, vreți? Da, domnule profesor, dacă îmi permiteți, referitor la acest subiect, pacientul cu boală inflamatorie intestinală și discuția pe care am tot auzit-o referitoare la vitamina D3, chiar cineva ne-a întrebat dacă pentru pacientul cu boală inflamatorie intestinală e important sau ar trebui să luăm în plus vitamina D3. E o întrebare pe care am preluat-o acum. Bun. De câteva mii de ani nu mai alergăm dezbrăcați prin savană ca să prindem căprioare. Ca vitamina D din piele să fie suficientă pentru producție, da? Sau nu am trăit la Polul Nord și să mâncăm seu de focă, virgulă, ca să ne aducem din alimentație vitamina D. Deci carența de vitamina D la populația de tip caucazian care umblă îmbrăcată este destul de frecventă. Cu cât înaintăm în vârstă și cu cât firar să fie femeia intră la menopauză, carențele de vitamina D devin mai evidente, da? Vitamina D este implicată și în imunitate. Cu alte cuvinte, ca un răspuns la o întrebare foarte importantă pe care ne-a pus-o Isabela, da, trebuie să urmărim, mai ales în această situație, eventuala carență de vitamina D și să o corectăm. Deci trebuie să urmărim, să facem o dozare eventual de vitamina D, vedem cam care este carența. Nu o să stăm în soare acum ca să ne ardă soarele la vibria de căldură de 34 de grade sau cât o fi acum. Dacă putem să mergem într-o zonă cât de cât safe, pentru că la mare în clipa de față nu este o zonă foarte safe. Adică pacienții cu boală inflamatorie cronică, la aglomerarea care o văd eu acum, nu e grozav.
Adică acolo lumea nu prea respectă niciun fel de regulă, oamenii cred că nu mai există COVID, că au intrat deja pe plajă și de pe plajă a dispărut COVID-ul din viață și acum acolo se pot întâmpla, da? Deci ca să te duci la plajă doar ca să capeți vitamina D, mai bine e o pastiluță de vitamina D, sunt tot felul de forme de vitamina D care se găsesc pe piață și mai corectăm din această carență. De răspunsul este da, căutăm carența sau măcar luăm așa o doză profilactică de vitamina D, hai să zicem 1000 de unități. Doamna Apostol, dacă vreți și altă completare referitor la acest subiect, că dumneavoastră ați adresat întrebarea? Am preluat-o de aici, de la participanți, domnule profesor, și de aceea. Nu, vă mulțumim frumos. Se pare că Andreea este cu noi, dar nu știu de ce nu intră în direct. O să iau pe scurt ceea ce ne-a trimis ultima dată, repet. Îmi trimiteți ca să încercăm să-i dăm un răspuns, dar repet încă o dată ceea ce ai subliniat și tu. Nu-mi convine să dau consultații pe internet, pe blog sau pe altceva. Consultația trebuie să fie face-to-face cu pacientul, da? Și dacă a fost la Funden, înseamnă că sau este o pacientă care nu este foarte mulțumită de răspunsul, de tratamentul pe care l-am propus eu, și atunci ar fi bine să adreseze unui confrate pentru a doua opinie sau vine la mine pentru a doua opinie și dacă vrea a doua opinie, eu prefer nu să-mi formez imaginea despre opiniile altora, ci să-mi formez o opinie proprie, da? Deci asta vreau să înțeleagă cum gândesc eu această second opinion, cum se spune în limba engleză. Second opinion nu înseamnă să te uiți ce a diagnosticat confratele și să vezi cine a semnat și să zici, a, voi de ce ți-a diagnosticat ăla, că nu știu cine e, că nu-mi place mie ăla, sau să spui, da, uite, e foarte corect, da? Adică este o opinie care va fi sigur subiectivă. Ori eu, ca să nu fiu subiectiv, trebuie să ascult. Pendelete, anamneza, să văd cum arată pacientul, să văd starea lui de nutriție, să văd antecedentele, să-i pun ce întrebări vreau eu, să-i fac un examen obiectiv și apoi după aia să mă uit pe documente. Deci, uitatul pe documente pentru mine este ultimul lucru pe care îl fac, mai ales dacă este vorba de a doua opinie, care nu vreau să fie deloc întinată de opinia colegilor mei. Okay? Este foarte corect și foarte profesionist și vă mulțumim că ați făcut precizarea aceasta, domnule profesor. E important ca toți cei care sunt cu noi și nu numai să înțeleagă și mesajul nostru și mesajul nostru acela că forumurile, întâlnirile, discuțiile, sesiunile noastre nu au rolul de consultație personală, online, de dosar și de analiză medicală. Am zis că Andreea nu poate intra în direct, probabil e la serviciu sau într-un alt loc. Încercăm să găsim o soluție ca să-i dăm măcar o orientare ce trebuie să facă mai departe. Okay? Da, ea a spus că are un Helicobacter pylori și a luat... Nu are legătură. Helicobacterul pylori este catastrofa vieții mele. Vă rog să mă scuzați, profit de această întrebare. Helicobacterul pylori este o bacterie care, dacă am detectat-o la toată populația României, ar avea 70% pozitivitate, da? Ori să tratez cu quadruplă terapie, 2 săptămâni de antibiotice, întreaga populație României, scuzați-mă, 7% din populația României, aș face un cataclism pe microbiota intestinală, linguală, bucală sau vaginală, da? Deci este o problemă extrem, extrem de spinoasă și obsesia asta că Helicobacterul pylori este cauza tuturor relor, este un lucru extrem, extrem de nociv. Trebuie analizat cu mare atenție în ce măsură chiar Helicobacterul este o problemă pentru persoana respectivă, dar pacientul cu boală inflamatorie cronică intestinală nu are nicio legătură cu Helicobacterul pylori, asta este categoric, da? Da, domnule profesor, deci Andreea, dacă ne-ai auzit... Dacă este o întrebare despre boală inflamatorie cronică intestinală, este cu totul altceva. Ar mai vrea să mai adaug ceva, pentru că ați deschis subiectul acesta. Sunt foarte, foarte emoționat în legătură cu folosirea rațională a antibioticelor pentru un pacient cu boală inflamatorie cronică intestinală. În România, din păcate, orice temperatură, febră sau stare de căldură internă pe care o simte persoana sau, hai să zicem, pacientul, se tratează cu antibiotice, ceea ce e un lucru foarte rău, pentru că devastă microbiota intestinală și, din gândurile mele, devastarea repetată a microbiotei intestinale cu regimul ăsta alimentar de tip occidental, cu antibiotice luate când trebuie și când nu trebuie, este una din piesele cele mai importante ambientale care au dus la creșterea frecvenței bolii inflamatorii cronice intestinale în România. Da? Deci recomand, de câte ori se pune problema unui antibiotic, să vă gândiți de 100 de ori, să spuneți medicului care vi-l recomandă, dar să știți că eu totuși am o boală intestinală
care ar putea să fie influențată de antibiotice. Nu spun că antibioticul declanșează boala inflamatorie intestinală, cum antiinflamatorul non-steroidian ar putea să o declanșeze. Deci antiinflamatorul non-steroidian gen acid acetil salicilic, aminosalicilic, acid acetil salicilic, adică așa zis, nu pot să pronunț numele ei, da? Da. Da? Mă rog, noi să știți că edităm, domnule profesor, la sfârșit. Deci, da, ok. Deci, mai spune și ce înseamnă acid acetil salicilic și antiinflamatoare non-steroidiene care se dau unguente pe piele și cu... Da, astea sunt de evitat să se ia pe cale bucală. Ok? Da, acum uneori pacienții ne scriu că având și depistate, diagnosticate și alte afecțiuni, precum un E. coli, de exemplu, urinar. Da, da, am văzut acum întrebarea, da. Trebuie să trateze E. coli, nicio problemă. Și a detectat E. coli și a făcut urocultură, este o recomandare medicală categoric. Eu vă rog să mă scuzați. Pe vremuri erau pacienți de-ai mei care luau o ampicilină, denumire comună internațională, pentru durere de cap, da? Deci asupra acestui lucru vreau să nu abuzăm, da? Dar să luăm un antibiotic la recomandarea medicului în urma unei urocultură care spune că este sensibilitate la acel antibiotic, noi nu lăsăm să se decompenseze o infecție urinară, să facem, Doamne ferește, pielonefrită sau altceva. Tratăm cu antibiotic în perioada care trebuie. O infecție urinară, din nefericire, necesită perioade mai îndelungate de tratamente antibiotice și ascultăm ce spune medicul urolog, medicul internist sau chiar medicul de familie, care o infecție urinară, în mod normal, ar trebui să o trateze inclusiv medicul de familie, da? Mulțumim. Domnule profesor, o întrebare care e un pic nu chiar în legătură cu boli inflamatoare intestinale, dar pacienții care se conectează cu noi locuiesc, pacienți români locuiesc și în alte țări. Și Codrin, cel căruia i-am răspuns mai devreme, nu locuiește în țară, dar vă întreabă ce-i recomandați și cum ar putea să aibă o discuție, o consultație online sau cum îi recomandați dumneavoastră să poată intra în legătură directă ca pacient, el nefiind în țară. Așa, așa văd că... Da, da, nu așa ne-a scris Codrin, chiar așa ne spune. Cum aș putea să fac o consultație, video, telefonic, domnul profesor? Îmi pare rău. Răspunsul este foarte categoric. Am explicat de ce nu dau consultații online. Când va avea un drum să vină în țară, atunci o să am o discuție cu el live ca să-l văd, să știu despre ce vorbim și după aceea putem să avem o comunicare inclusiv virtuală. Da? Deci eu nu în mod, să zic așa, aberant spuneam comunicare virtuală. Eu am comunicări virtuale cu pacienții mei prin diverse metode, dar după ce am măcar o primă întâlnire care să fie o întâlnire care să... Vă rog să mă scuzați, eu am fost fabricat în secolul 20 la o școală de medicină internă care a avut niște mari, mari giganți ai medicinii românești, da? Pe care acum vrem să-i uităm, da? Și care m-au învățat un anumit mod de comportare în medicină. Și nu vreau să-mi calc acel mod pentru cei câțiva ani care m-au rămas de trai, da? Deci vreau să-mi respect mentorii, să fac gândirea medicală care am făcut-o, pentru că este singura explicație pentru care unii pacienți mă caută pe mine și nu caută alți colegi, pentru că eu am un anumit mod de gândire, da? Nu sunt nici mai deștept, nici mai inteligent, nici mai citit decât alți colegi ai mei, dar sunt căutat pentru că am un anumit ritual de gândire pe care mi-l respect, da? Și vreau să-mi respect acest ritual și dacă Codrin mă înțelege, când va avea un drum în țară, atunci căutăm o soluție ca să îl examinez. Nu va fi niciun fel de condiționare pentru că la cabinetul privat trebuie să te abonezi cu 6 luni înainte. Putem să-l vedem în condiții cât de cât de securitate la noi în clinică, unde m-am organizat cumva ca să fac. Să-mi respecte orele mele tembele la care dau consultații, adică ora 5:30-6 dimineața, da? Și atunci, după o primă întâlnire live cu el și o clarificare a diagnosticului, abia atunci vom putea să încercăm să avem o continuitate printr-o comunicare online, da? Deci, Codrin, domnul profesor a răspuns când reușești să ajungi în țară. Mulțumesc că vă... respect decizia și când o să mai ajung pe România. Rugămintea mea, Codrin, este de îndată ce știi perioada în care vei ajunge în România,
Eventual chiar prin Izabela să îți dau pathway-ul, fast track-ul, da? Că tu trebuie să ai un fast track, nu poți să stai să aștepți 6 luni, da? Sau să stai la să rămână la cabinetul privat, că dacă se eliberează un loc și nu s-a eliberat un loc, tu ai venit puțin în țară, dar nu poți să te întâlnești cu mine, mă înțelegi? Deci Izabela poate să ne ajute prin asociație ca să găsim un fast track, ca să ne vedem în termenul respectiv, dar cu cât eu știu mai din vreme, cu atât mie mi-este mai facil. Că dai seama că eu nu am 5 ore între orele 6 dimineața și 8 dimineața și sunt doar 2 ore, deci trebuie cumva să mă organizez, da? Da, deci, mulțumesc. Când știi cam care va fi perioada, atunci contactează prin asociație și vom putea să ne întâlnim, să discutăm ca prima discuție, după care o să vezi că putem să comunicăm mult mai facil și într-o manieră care mie să-mi convine. E foarte bine. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi, Codrin, că din Anglia ești lângă noi și că ești interesat de discuțiile și de sesiunile noastre și când vii în țară încercăm să reușești să ajungi să te întâlnești cu domnul profesor. Bun. Dacă... Da, aș mai avea încă un lucru să mai spun, da? Vă rog. Da. Pentru că, de fapt, Codrin a deschis acest subiect. Eu v-am spus adineaur, ca și confidență, că am fost format la școala marilor mei maestri în medicină internă și ulterior în gastroenterologie. Dar am avut și un alt mare privilegiu, că am reușit să formez niște tineri foarte valoroși. Și tinerii care la ora actuală mă înconjoară sunt niște tineri de foarte mare încredere, pe care i-am școlit pe toți în străinătate, măcar 6 luni, și care vor reprezenta viitorul nostru și care vor reprezenta persoanele prin care eu o să pot să comunic foarte, foarte strâns cu pacienți, chiar dacă ei sunt la 1500 de mile distanță de România. Ok? Deci asta este un lucru care vreau să le comunic. Am în jurul meu o pleiadă de tineri foarte valoroși, foarte ambițioși, care au specialitate în gastroenterologie și au o pasiune pentru pacienții cu boală inflamatorie cronică intestinale și care vor putea, în momentul în care eu o să trebuiască să părăsesc scena, să preia sarcine pe care eu le-am avut. Eu trebuie să precizez că o parte dintre aceștia sau sunt deja alături de noi, i-am cunoscut în cadrul forumurilor, în cadrul întâlnirilor clasice, să zic așa, pe care le făceam până când s-a declanșat pandemia. Chiar vă felicităm pentru lucrul acesta și noi ne-am dorit să fie aproape de noi și să știm că vom avea aceeași bază și același sprijin în ei și generațiile și copiii noștri care vor ajunge la cei pe care noi îi formați astăzi. Chiar vă mulțumim pentru lucrurile astea. Ne apropiem deja la sfârșit, iată că și sesiunea aceasta a fost atât de neîncăpătoare pentru discuții, pentru întrebări. Dacă dintre cei prezenți și conectați acum cu noi mai avem întrebări, le putem lua acum. Deci vă mai Izabela, atunci eu aș mai face o sugestie, da? Vă rog. Nu văd foarte clar luna septembrie ca să fie o lună în care lucrurile se vor fi rezolvat complet. Pentru luna august lumea cam mai pleacă, mai încearcă, mai se desprinde. Dar pentru luna septembrie tot o întâlnire pe web cred că ar fi utilă. Sigur, noi chiar vă mulțumim pentru deschidere. Vă mulțumim pentru propunere. Da, nu-mi convin aceste întâlniri, dar trebuie să anticipăm. O să fie Congresul Național de Boli Inflamatorii care se va ține online la sfârșitul lunii septembrie. Sigur că el este dedicat corpului medical, nu este dedicat dumneavoastră, dar o să avem și atunci o secțiune care să fie pentru pacienții cu boli inflamatorii cronice intestinale, da? Dar o întâlnire separată a grupului nostru în luna septembrie nu ar fi de exclus și poate atunci o să putem să ne întâlnim, să fim mai mulți, adică și doamna profesor Gheorghe, domn profesor Gheorghe, poate dintre tinerii mei colaboratori, ca să fie ceva puțin mai interactiv, adică să încercăm să regenerăm întâlnirile noastre live, ok? Ar fi grozav, ar fi minunat. Bun, un mesaj de sfârșit. Bună ziua, vă mulțumim tare mult, așteptăm să vă auzim. O zi minunată, domnule profesor. O să încheiem sesiunea noastră astăzi. Vă mulțumim încă o dată. Vă așteptăm cu întrebări, așa cum știți,
legate de bolile inflamatorii intestinale, dar nu cu dosare și cazuri personale, pe canalele de comunicare pe care deja le știți, site-ul asociației, adresa de e-mail, Facebook, grupul online, deci iată, sunt multe posibilități. Noi le centralizăm. Între aceste sesiuni sau la un moment dat, poate că revenim și cu întrebări și răspunsuri scrise, cum deja am mai făcut pe site, pe Facebook. Dacă nu le păstrați și când vom anunța următoarea sesiune online, vă invităm să fiți din nou alături de noi și să intrați în dialog cu domnul profesor, cu invitații noștri. Mulțumim, domnule profesor! Mulțumesc și eu tuturor! Să aveți o vară cu liniște! Și mulțumesc de asemenea și organizatorilor care ne-au pus în comunicare în condiții impecabile. Mulțumesc! Da. Să aveți o zi bună, domnule profesor, și mulțumesc. Să ne întâlnim curând și în formatul care ne place mai mult. Dar până atunci rămânem aproape prin canalele astea virtuale. Sigur. Da. Să aveți o săptămână frumoasă, o vară liniștită și să ne auzim data viitoare. Toate cele bune!